pe tema Eminescu și Maramureșul s-ar putea scrie un volum. Ne oprim aici, în câteva cuvinte, numai asupra unui erou din Maramureș, pe care l-a evocat Eminescu, și anume asupra lui Dragoș Vodă, Descălecătorul. Mihai Eminescu l-a avut în atenție pe întemeitorul domniilor moldovene în câteva scrieri. I-a consacrat poemul Dragoș Vodă cel Bătrân și drama Bogdan Dragoș. În scrierea o chestiune mult caracteristică, poetul prezintă situația dificilă în care se afla Dragoș Vodă în Maramureș datorită persecuțiilor străine. Îl amintește într-o variantă a poemului Scrisoarea a treia și în alte scrieri. Iar în poemul Mii de stele dulce sară, personajul principal este fiica lui Dragoș Vodă, o dulce zână din povești. Mai amintim articolul Înființarea unei mitropolii, în care poetul se referă la Dragoș Vodă. Ca și Vasile Alexandrie, Eminescu s-a inspirat pentru poemul Dragoș Vodă cel Bătrân dintr-o baladă populară. În acest poem, Eminescu îl prezintă pe erou în toată măreția lui de domnitor, într-un sfat al țării, înconjurat de mari sfetnici, și printr-o licență poetică îl așează în cetatea Sucevei. Dragoș Vodă cel Bătrân, pe Moldova e stăpân, și domnind cu toată slava, așa din scaun la Suceava. Iată în jeț, în jețul auriu, așa de Dragoș Glumăriu, barba albă până în brâu, cu ochi negri de oroși, coroana de aur roșu, strălucind frumos pe frunte peste pletele cărunte. Pe ahlamidei sale gute, flori de aur sunt cusute și cu fața înțeleaptă și cu sceptru în mâna dreaptă. Iar la tronului picioare se înșiră pe covoare jețuri de lemn de stejar scurtate cu meșteșug, pici 6, colo 6, pentru boierii alese. Bornicul țării de jos șade în scaun luminos, un bătrân și blând moșneac, cu albastrului toiac, cei cu aur poliit, cu pietre acoperit. Cel din Neamț și de la France, răzimat, stătea pe lance, dar pe toți întrece în slavă, urcălabul pe Suceavă. Astfel, Eminescu a creat o splendidă imagine artistică în care avem o atmosferă de palat domnesc și un adevărat consiliu de coroană a lui Dragoș Vodă. În drama, Bogdan Dragoș are ca personaje mai mulți membri ai dinastiei drăgoșeștilor. În primul rând, Dragul sau Dragoș, voivod de țară în Maramureș și domn al Moldovei. Pe lângă aceste demnități, Dragoș Vodă a fost ctitor al Metropoliei din Halici, al Episcopiei din Premeșli, al unor așezăminte de cult din Maramureș și din Moldova. În Moldova a ridicat biserica la Boiereni, alta biserica la Volovâț și o mănăstire în Ceahleu. Biserica din Volovâț a mutat-o Sfântul Ștefan cel Mare la Putna. Oștirea moldoveană a demontat-o, a încărcat-o, a încărcat bârnele pe care și pe cai și într-o singură noapte a transportat-o și a reclădit-o la Putna, încât pe dimineață a fost gata, iar domnitorul a venit și s-a închinat în ea alături de preoți, călugări și boieri. Aceasta este prima biserică domnească din Moldova și se află în grădina bisericii paroviale de la Putna. Al doilea personaj din dinastia drăgoșeștilor pe care îl evocă Eminescu este Sas Vodă, fiul lui Dragoș Vodă și al doilea domn al Moldovei.
El a mutat capitala Moldovei de la Baia la Siret și a zidit acolo Biserica Sfânta Trăime, o capodoperă de arhitectură și prima biserică domnească de piatră. Următorul personaj evocat de Eminescu, din dinastia Drăgoșeștilor, în rana sa, este Balcu Vodă, cel de-al treilea domn al Moldovei. După venirea lui Bogdan I în Moldova, Balcu s-a retras în Maramureș și a fost voivod al Maramureșului timp de 30 de ani. Balcu a ridicat biserica de piatră de la mănăstirea Peri, a întemeiat mănăstirea Vadului, unde Ștefan cel Mare a instituit episcopia Vadului. În drama lui Eminescu, mai avem din această dinastie pe Dragomir, Ștefan și alții. Din această dramă reproducem aici un fragment semnificativ privitor la voivodul Dragoș și la trecerea lui cu mulțime de maramureșeni în Moldova. Din lungi cărări de codri din munți cu vârful nouri, ieșit al Dragoș Vodă, umblăzător de bouri, mulțime curgătoare s-a fost întins pe vale și buciumile sună și oile pe cale, înainte merg moșnegii cu pletele bogate, ținând toiage albe minunile uscate, astfel ieșit au tot rânduri venind din vezi ramuri, ciobani, copii de turme, moșnegi, păstori de neamuri. Și au întins moșia spre răsărit și amiază, prin unde marea sfarmă de țărmă a ei talaze, au cucerit cu plugul, cu vârful dragii săbii, până la cetatea albă, limanul de curăbii, sute de ani stătut au stăpân până la Nistru, luptând cu răsăritul, cu cuibul cel sinistru, pe unde vin în roiuri, în veci renăscătoare, limbi spurcate și rele, barbarele popoare, sfârmându-se la graniți de ziduri de cetate, stă neclintit Moldova, țesând la pânza vremii, viteji îi erau fii și purtătorii stenii. Căci datător de lege și așezător de datin, lumine din lumine, mușatin din mușatin sunt vulturi ei din vulturi. Și Sfântul Ștefan cel Mare a cinstit memoria lui Dragoș Vodă într-un mod deosebit. Pe mormântul fiecărui domnitor dinaintea sa, Ștefan cel Mare a așezat câte o lespede de piatră sculptate cu motive semnificative și cu inscripții evocatorii. Numai pe mormântul lui Dragoș Vodă a ridicat o biserică impunătoare, Biserica Înălțarea Sfintei Cruci. Iată cum cel mai mare domnitor al Moldovei și luceatorul poeziei românești au considerat că trebuie cinstită memoria lui Dragoș Vodă, descălecătorul. Tot așa trebuie să considerăm noi să cinstim memoria lui Eminescu, care prin opera sa a proiectat cultura neamului românesc în eternitate. Vă mulțumesc!